Ne-am obișnuit, doamnelor și domnilor, în emisiunea noastră să vorbim despre partea frumoasă a lucrurilor în comunitatea noastră, dar sunt și multe aspecte triste. E bine, în minutele următoare vom vorbi puțin și despre acest fapt. Există oameni care au probleme, care au nevoie în jurul nostru și e nevoie să vină alți oameni care să-i ajute. E bine, la acest capitol putem spune că Rotary Club din Reghin întinde o mână largă celor care au nevoie. Stăm de vorbă în minutele următoare cu președintele clubului reghinean, domnul Schuler Peter. Mă bucur că sunteți alături de noi și sunteți dispus să ne vorbiți încă o dată, pentru că, sigur, am vorbit și cu altă ocazie despre acțiunile caritabile ale clubului. Să pornim concret din această perioadă. Este toamnă. Ce se întâmplă de obicei toamna în clubul Rotary? Deci, fiind în al doilea an de activitate, pot să spun că deja avem o continuitate. Avem câteva acțiuni pornite din anul trecut, când președintele fondator Mircea Oteanu a fost președinte. Continuăm astfel de proiecte și avem și foarte multe noi. În toamna aceasta avem o acțiune, eu zic foarte frumoasă, dedicată copiilor care provin din familii nevoiașe. Situația s-a ivit în urma unor discuții pe care le-am avut eu cu educatoarele și cu directoarele coordonatoare. M-am întâlnit de mai multe ori cu ele și am încercat să le aflu păsul și ofurile. Foarte multe educatoare au fost deschise și au vorbit fără menajamente despre situația acelor copii care provin din familia acestea nevoiașe, dar câteva au fost și suspicioase, s-au gândit că de ce pun eu întrebări atât de insistente și de ce vreau să aflu detalii. Nu credeau că există oameni care vor să ajute? Ba, credeau, dar nu știau de ce cer eu aceste situații. Că eu am cerut tabele nominale, deci să începem de la început, am discutat cu educatoarele și atunci cu doamna directoare coordonatoare Violeta Moldovan, am stabilit împreună că cele 7 grădinițe din orașul Reghin, cu program redus, că acolo vrem să ne implicăm, să ne dea liste cu copiii care au probleme. Sunt 23 de grupe. Sunt 453 de copii și atunci am zis, ca să nu îi punem pe copilul respectiv într-o situație defavorabilă față de ceilalți, să acțiunea noastră să fie discretă, de la distanță, să nu simte copilul sau familia implicarea noastră atât de puternică. Și atunci am convenit ca să bifeze pe acele liste pe copii din familie nevoiașe. Și spre surprinderea noastră, din 453 de copii, 186 de copii au fost bifați. Deci situația nu este foarte roză, dar noi suntem club de caritate, suntem club care ne implicăm în viața comunitară, în viața obștei, încercăm să îmbunătățim pe cât posibil situații deficitare și atunci am stabilit ca la aceste grupe să venim cu un surplus de material didactic, constând din hârtie albă, hârtie glasată, hârtie colorată, culor, carioci, lipici, pensule, farfeci și am făcut așa un pachet opțional pe care dorim să dăm fiecare grupe. Din cele 23 de grupe, fiecare grupă va primi în raport de numărul copiilor care sunt într-o situație dificilă un mic ajutor. Acest material didactic va fi un surplus pentru că, după cum știi, fiecare părinte aduce material didactic sau aduce o sumă, o parte din care se cumpără aceste materiale didactice și atunci acei copii care nu au posibilitatea să-și plătească aceste rechizite, intervenim noi. De unde v-a venit ideea? V-ați inspirat de undeva? Deci suntem 28 de rotarieni, ne întâlnim fiecare joi și bineînțeles că se discută. Și avem ca secretar pe domnul Maier Mircea,
care este foarte implicat în acest segment. Și atunci, datorită lui și a discuțiilor vite, am creionat un proiect, o acțiune Caritate pentru Educație. Știu că și în timpul verii ați avut acțiuni, chiar dacă, să spunem, clubul a fost în vacanță, totuși acțiunile au continuat. Da, am avut chiar foarte multe acțiuni față de faptul că am fost în vacanță. Acțiunile frumoase de suflet, unde mi-a plăcut foarte mult, nu știu dacă am vorbit și cu tine atunci, dar în orice caz, unei reporteri am spus că m-am simțit atât de bine ca în Elveția, la Gledin. A fost o vacanță, o săptămână de vacanță minunată. Am fost în satul Gledin, lângă Monor, și atunci și acum recomand telespectatorilor să viziteze acest sat. Acolo este un preot extraordinar de activ, preotul Ioan, care a construit o casă de vacanță și a invitat copiii într-o tablă de creație. Împreună cu Sorina Bloș, care este sufletul nostru, nu știm noi cu toții, cu Sorina Bloș s-a organizat acolo o tablă de creație în care a fost și secțiunea de icoane pe sticlă. Da, atunci foarte mulți copii, dar fiind în două împărțită tablă, fiindcă au fost și adulți, foarte mulți adulți și foarte mulți copii au pictat pentru prima dată o icoană acolo la Gledin. Între aceștia mă număr și eu. În urma faptului că clubul nostru a sponsorizat aceste două tabere, profesoara de pictură, Daniela Friciu, ne-a oferit 30 de icoane pe sticlă, pe care le-au pictat, cum am spus, copiii pentru prima dată. Chiar mă aduc aminte de un băiețel care se mira ce icoană frumoasă a pictat și tot spunea: dar cum am pictat eu, că doar eu am numai 6 la desen? Deci profesoara de desen, care i-a dat 6, dacă ar vedea emisiunea, s-ar putea gândi puțin. Copilul a fost extraordinar de încântat că a reușit să facă nu numai o icoană, a pictat mai multe icoane și a fost super încântat. E deosebit faptul că vă preocupați nu doar de chestiunile materiale, de nevoile materiale ale oamenilor, ale copiilor, în mod deosebit, ci și de această parte a sufletului. Cât de mult contează că acei copii au fost acolo și au învățat ceva și au făcut ceva pentru ei? Da, foarte mult. Acest lucru îl resimt de câte ori mă duc la școala generală numărul 4, în Apalina. Acolo suntem foarte implicați, acolo am adus caiete, ghiozdane, îmbrăcăminte, de asemenea, în școala specială, în acele clase de Down și clasele de autiști. Am dus jucării, material didactic, caiete, creioane colorate și așa mai departe. Se vede entuziasmul, se vede bucuria în ochii copiilor când văd că cineva mai intră pe la ei și le aduce câte un cadou. Datorită faptului că eu fac acest lucru din 90, după cât te știi tu, știi tu, eu sunt încântat și este o acțiune care îmi place. Fac acest lucru de mulți ani și cunosc destul de bine situația grădinițelor și a școlilor, fiindcă le-am vizitat deseori. Vă îndreptați atenția și spre alte categorii, alte vârste? Da. Deci, tot în cadrul acțiunilor noastre de vară, cum ai zis tu, vreau să spun că ne-am extins acțiunea umanitară chiar și peste hotare. Am avut un apel de la secretarul general Rotary pe țară, care ne-a rugat dacă putem să organizăm o acțiune pentru Siria. Știi că în Siria este război civil și 3,5 milioane de femei, copii și bătrâni sunt deplasați cu forța, sau mai bine zis, fug în fața acestor dezastre pe care le-au creat de acești soldați și se perinde pe lângă granița țărilor, încercând să intre la vecin, să se refugieze la vecin în tabere. Această situație este atât de gravă încât a scăpat ONU, acțiunea de sub mână, UNESCO,
toate aceste foruri internaționale care activează acolo au apelat cu disperare, inclusiv la Rotary, pentru ajutorare. Și atunci am organizat un mic transport, am pregătit 25 de cutii cu lingerie, îmbrăcăminte de copii, de femei și de bărbați și am trimis-o cu o coletărie specială la București, la o fundație siriano-română, care a organizat 7 tiruri pentru Siria. Ajutoare ați trimis recent și în județul Galați, da. Sinistraților. Da. Tot datorită interacțiunii între cluburi, datorită implicării cluburilor Rotary, am apelat la un coleg de-al nostru din Galați, care ne-a intermediat o localitate, fiindcă nu știam precis unde să mergem. La început dorim, știți cu toții, de izvoarele unde se cutremură pământul, la început doream să mergem la izvoarele. Dar colegul nostru Ruben de la Rotary Galați ne-a recomandat localitatea Cudalp, unde inundația a fost dezastroasă, nicio casă n-a scăpat, pe filmare se și vede că fiecare casă a avut apă peste 1,5 metri, școala, căminul cultural, totul a fost inundat, și ajutoarele care le-am trimis, cu ajutorul firmei Hora, am trimis un transport umanitar de 8 tone, tot constând din îmbrăcăminte, încălțăminte, mobilă, jucării diverse. Acest transport a ajuns la Cudalp și a avut un impact deosebit. Dacă să duce aminte de emisiune, chiar un consilier, o doamnă, consilier, vorbea despre situația aceea neplăcută și, cum am spune și noi, niciodată n-am crede că am putea puți așa ceva. Știu că aveți multe proiecte, dar aș vrea să le păstrăm pentru o emisiune viitoare și de această dată să încheiem cu evenimentul care se apropie pentru Clubul Rotary, balul acesta de toamnă. Da, pentru care m-ai chemat de altfel la televiziune. Da, într-adevăr, acest generic, caritate pentru educație, l-am folosit și ca titlul pentru balul nostru de caritate pe care îl organizăm în această vinere. Încercăm să strângem fonduri din taxele care se plătesc pentru a participa la acest bal și din vânzarea icoanelor și a câtorva tablouri care s-au pictat într-o altă tabără la Lăpușna. Încercăm să strângem fonduri bănești cât mai mari pentru ca acel pachet promoțional pentru grădiniță să fie cât mai mare. Deocamdată este stabilită o sumă modică, dar încercăm să o dublăm, de ce nu, chiar să o triplăm și să bifăm o acțiune pentru sufletul nostru, pentru mintea noastră, pentru conștiința noastră. Și tocmai de aceea, eu în calitate de cetățean, vă felicit și vă mulțumesc pentru ceea ce faceți. Și îți mulțumesc că m-ai chemat.